aici. Numele meu este Melina Calvor și m-am hotărât în urmă cu 3 ore că trebuie să fiu aici. Inițial am făcut înscrierea la un alt eveniment de networking, în care credeam că ok, am să mă duc să fac schimb de cărți de vizită cu oamenii și da, o să-mi pun așa treptele carierei mele, dar am vorbit cu Ovidiu înainte și știam că trebuie să fiu aici. Mi-am pus în geantă, tot timpul pun în geantă o agendă, cea de lucru sau cea în care îmi ține vizita clienților, sau încă una. Și acum, în altă singură carte, habar nu aveam de ce am să iau cu mine. Însă, cartea se numește Terapia cu Îngeri. Și am o povestire foarte interesantă să vă spun. Era acum, în ultima săptămână din septembrie anul acesta, când m-am dus acasă la un prieten de familie, care era bolnav de suferea de hemiparese pe partea dreaptă. Paralizie pe partea dreaptă, undeva un atac cerebral. Eu, acum un an, am descoperit niște tehnici de liberare emoțională. Și știam că îl pot ajuta pe omul ăsta să se vindece în măsura care credea el că este posibil. M-am specializat timp de un an de zile pe această tehnică și m-am dus de acasă. Mergând de acasă, omul acesta și-a îmbunătățit ritmul vorbirii. Mersul era mult mai drept, nu mai avea nevoie de bâtă, în condițiile în care se simțea nesigur fără bâtă. Avea dureri foarte mari de mână, de spate, de abdomen, de tot felul de alte simptome. Toate și-au revenit și nu am mâncat deloc la aceste simptome. Pentru că sunt doar pe niște trauma de care vorbise el. Ei bine, de la această muncă a mea, nu a fost contabilizat în numerar sau cash, exact atunci, pe moment. Ce a urmat în cozi, în care a fost invitată la două evenimente din Cluj de Marea Sănătate. Nu aveam unde să rămân, așa că m-am dus la prietenul meu, care este trainer, coach și NLP, practitioner. Și mă duc la acasă și îmi dau două cărți. Prima era Iubește-te pe tine însuți ca să... și lasă-mă să fac ce vrei, ceva în genul. După un timp, chiar înainte să plec de la ea de acasă, îmi mai dau o carte. Terapia cu Îngeri. Ei, eu vă spuiesc. Nu există îngeri. Hai să fim serioși, adică suntem noi aici, dacă am fi, ne-am putea vedea. Dar am o întrebare. Câți dintre voi ați văzut pe mine, lângă voi, în cameră, pe stradă, fără să aveți pernă cu pene, fără să aveți pilota sau plapumă sau orice altfel, fără pene. Și totuși ați găsit pene. Nu mă niți așa, o să vedeți. Sau pene pe stradă. Pot să vă dau și explicația științifică, dar nu mă dat așa mai pe mister. Eu n-am crezut în ei. Însă, eu locuiesc cu o prietenă de-a mea și am avut amândouă niște decepții pe plan emoțional, sentimental, cu băieții ăștia care ne fac atâtea condrânițe. Și am zis, draga mea, suntem două etape în seara asta. Era seara. Ce spune tu să facem ceva în acest sens? Și citisem aici că dacă se invocă anumiți îngeri și arhangeli, atunci se pot face vindecări în timpul somnului. Apropo de somn, vorbise cineva de somn și am zis super tare. Am zis, hai să încercăm. Ce înger vrei să chemăm în seara asta să ne asiste și să ne ajute să ne vindecăm de ceea ce spunem că este așa, că nu mă caută, că ne face să ne simțim în anumite feluri și așa mai departe. Și îmi vine în minte, hai să chemăm îngerii iubirii. Bine, mă invocăm. Și altul, încă unul, arhanghelul Rafael, care vindecă relațiile în cazul de față. Și nu s-a okay. Hai să ne facem treaba. Am invocat acești îngeri dimineața. Era jumate când am deschis ochii și m-am deschis și am spus ce zi minunată, afară este soare. La capătul patului meu era o pană, deși nu este nimic din pere. Și la care mi-am cam aminte de persoana care credeam că face tot chinul din lumea aceasta, un băiat anume. Și îmi dau seama, mă vine la cu drag și îmi dau seama ce vis am avut. În care efectiv mi s-a spus și am primit confirmarea din ochii lui. Și știam foarte bine că e sincer și apropo în vise nimeni nu minte. Mi-a spus cât de mult mă iubește. Și am zis, ok, te iubesc și eu, chiar dacă nu suntem făcut să fim împreună, chiar dacă este o iubire care pentru toți oamenii, dar am rămas împlăcată. Colega mea era plecată de acasă când m-am trezit eu, dar venea ora mesei și știam că trebuie să aștept masă.
la prânz vorbim, auzi, tu ce vi s-a dat noapte? Cum ți-e ziua? Ea tocmai se despărțise ieri de prietenul ei și îmi spunea, păi sincer, când mi-a curățat astăzi numele, Mihai, nu mai vrea să ai corp așa de strângere și de, pur și simplu, venea să plâng. Dar astăzi n-am mai avut așa ceva. Știu că m-a depășit timpul, nu știau că acela este calbenașul de timp, dar nu-mi dat seama. Dacă ar fi să vă recomand ceva, uitați-vă.